Bună ziua tuturor! De ună zi am urmărit un interviu cu Roger Penrose pe tema existenței sau inexistenței lui Dumnezeu. Savanții noștri care se chinuie de multă vreme să afle un răspuns folosesc o logică greșită. Dumnezeu nu este măsurabil. Ipoteza măsurabilității ne paralizează complet mintea. O să vă arăt acum cum este realitatea. Va fi o demonstrație ceva mai lungă, dar completă. Vedeți, ce am aici este cumva, într-un fel, ceea ce noi numim programul care îmi vorbește despre Dumnezeu. Am două părți. Am partea de execuție și am partea de genomică. Le luăm pe rând. Le luăm pe rând pentru că voi trece prin toate, câte un pic, câte un pic. Încep cu partea de execuție, de comandă. Pornesc de pildă de aici. Pattern ajutător. Pattern ajutător. Pattern ajutător. Înainte să citesc la pattern și pattern ajutător, vreau să vedem ce înseamnă lucrurile acestea. A1, A2, A3, A4 și mai departe sunt niște aplicații extrem de interesante. La fel, cealaltă parte e foarte interesantă. Cealaltă parte ce îmi spune? Negocierea pozițiilor, întreținerea evoluției, decizie optimizată. Aș vrea să intrăm un pic pe partea coloana 3 rând 4. Evaluarea valorică monetară și a relațiilor om-mediu. Ca să vedeți cât e de complexă. Schimbul de obiecte de, la bună înțelegere, care se cumplează cu folosirea în comun a obiectelor ce nu sunt utilizate individual, împrumuturi și lucruri în comun, este primul pas, e pasul zero. Merge pe 81 de pași fiecare. 81. A fost o muncă colosală. Pentru că sunt enorm de multe și extrem de complexe. Ca să determini pas cu pas ce vine în continuare, să ajungi la final. Acum n-aș mai putea. Am îmbătrânit și nu mai am atâta putere. Până ajung la specularea financiară independentă de marfa vândută, care merge pe identificarea logicilor de procesare naturii și de formare de caracteristici sau organe țesuturi necesare supraviețuirii. Deci atenție! Atenție! Legătura dintre specularea financiară independentă de marfa vândută și identificarea logicilor de procesare ale naturii și care mi se duce în finalul finalului la dezvoltarea formelor și de control social abuziv și inițierea crizei valorilor monetare și de alte feluri care mi se leagă de dezvoltarea abilităților de înțelegere logică a naturii, vii cu contradicție cu tot. Noi uităm de natură. Ne omorâm cu banii, dar uităm de natură. Natura nici mai contează. A societății umane și de căutarea formelor de mediere ce pot permite sustenabilitatea planetei și rezolvarea crizelor existențiale. Deci gândiți-vă un pic. Este enorm. Este absolut enorm.
Dacă ne uităm aici, am coloane, 6-7 coloane, o grămadă de coloane. Dar am coloanele mari, care sunt 6, cu coloane mici în interior, și în interiorul coloanelor mici am 81 de etape. E bine, toate astea înseamnă un singur lucru. Înseamnă o bucățică de unde? De aici, să spunem, negocierea pozițiilor. Neputând să fac altfel decât să le adun împreună, dând un nume comun, dar a 1, a 2, a 3, a 4, asta ce înseamnă? Păi hai să vedem. Iau o literă. Litera respectivă e o profesie. Este o profesie. Să ne uităm la profesii în general. Profilul general al clasului B. Echipat de standardizare procedurală. Profilul cercetătorului, uitându-se la posibilitatea de aplicare a cercetării, profilul inovatorului care testează inovațiile practic, analist, profilul analistului cu designul sistemului, profilul, vedeți, sunt 6 profile care sunt legate de standardizarea procedurală. Este incredibil. Păi, noi dacă ne uităm aici, putem să începem să citim cu atenție. Pentru că am pattern și pattern adițional. Ce spune patternul? Apărarea condițiilor existențiale împotriva agresiunilor și dezechilibrelor. Care mă conduce la portofoliul acțiunilor necesare conviețuirii în mediul înconjurător, fără încărcare și exploatare nesustenabilă. Deci aici discutăm despre mediu. Specializarea pentru roluri specializate la diverse nivele de specializare condiționate de necesitățile informaționale ale sistemului, care îmi permite descoperirea rolului și locului unde își găsește scopul existențial și alegea drumului de urmat condiționat de factori externi și decizii interne, care mă conduce la relații, echilibrarea relațiilor de mediu prin mutații armonizate a acțiunilor și deciziilor, care îmi permite refacerea sau dezvoltarea de noi circuite, care vor permite regenerarea echilibrilor sistemice prin alte strategii evolutiv-adaptative. Deci asta permite speciilor să acționeze împreună. Atenție! Pentru că este extraordinar. Este extraordinar. Dar cum pot face treaba aceasta? Pe amprenta ecologică zero se obține numai prin colaborarea speciilor. Păi, vedem imediat. Avem o strategie? Avem. Să vedem care sunt pașii strategici. Pentru că devine extrem de interesant. Adaptarea evolutivă pe etape la condiții noi de existență se face prin dezvoltarea formelor de structurare cu funcționalități centrale de procesare și leadership. Aha, de aia vă zic că albinerea o matcă. Aceasta conduce la obținerea unei amprente ecologice nule prin creșterea coerenței informaționale sistemice cu ajutorul subsistemelor pe diverse nivele de complexitate, care îmi permite dezvoltarea mecanismelor reflexe structurate, astfel încât să conserve și să protejeze coerența și mărimea fluxurilor de date. Aceasta îmi permite procesarea simultană a datelor accesibile pe mai multe nivele de granulație și mai multe logici triangulate,
Deci e necesară treaba asta. Da? Deci, uitați-vă bine. Uitați-vă bine, pentru că aici am pașii logici prin care pot să fac ceva. Pașii logici. Bun. Pașii logici. Vă să zic că mai punem problema. Sigur. Deci toată pătrățica asta este pe ecosistem. Hai să mergem și în continuare. Pentru că devine pasionant. Pattern adițional. Pattern adițional. Pattern adițional. Să vedem ce avem. Recunoașterea pattern-urilor informaționale anterior pasive ce s-au activat datorită protocoalelor de acțiune, reflexie și integrarea pe o nouă etapă. Deci aici noi avem o problemă organizatorică care mă duce la condiționarea transformării prin modelare sistemică a proceselor pe parcursul metamorfozei controlate, care îmi permite gestionarea problemelor grupului prin implicarea liderilor și a grupului său de sprijin, sincronizarea la comandă acțiunilor de grup. Wow! Care îmi permite dezvoltarea tipologiilor de profesioniști implicați în rezolvările problemelor date de conducerea centralizată. Vă zic că este absolut socială. Mă conduce la găsirea limbajului articulat superior care să permite integrarea informațiilor de granulații diferite în procese adaptative și evolutive, care dă posibilitatea prin mecanismele concurențiale apărute pentru optimizarea informațiilor ce pot fi transmise la etape ulterioare sau la urmași. Deci, ca să concluzionăm, e dezvoltarea societății umane cu limbaj articulat și cu structuri sociale. Asta ar trebui să și toată pătrățica respectivă vorbește despre acest domeniu. Aceasta însă se va putea face cu ajutorul unei strategii. Să urmăm pașii strategici, să-i vedem mai de aproape. Condiționarea transformării prin modelare sistemică a proceselor pe parcursul metamorfozei controlate se poate face prin restabilirea echilibrilor sistemice cu ajutorul catastrofelor și deciziilor evolutive diferite. Atenție! Catastrofele sunt prinse aici. Fără catastrofe nu se trezesc oamenii. Nu ajung să lucreze împreună. Ceea ce permite colaborarea dintre componente cu autocontrol în mecanisme de structurare sistemică, prin înțelegerea lanțurilor cauzale ce permit sincronizarea acțiunilor și sustenabilitatea corelativă a echilibrelor. Deci catastrofele fac ca oamenii să lucreze în mod coerent împreună. Aceasta mă conduce la integrarea în comunități cu obiceiuri structurate și meme direcționate, care se face prin curățirea sistemului de informații parazitare, prin restartarea sistemului după etapa de echilibrare, pe diferite nivele de profunzime și granulație. Iertați-mă, este absolut coerent totul. Absolut coerent. Iau alt pattern și pattern adițional, pattern adițional. Deci e foarte interesant pentru că pattern-urile sunt la fel, pattern-urile adiționale sunt la fel, așa că le pot lua în orice ordine. Foarte interesant. Să vedem unde ajungem. Dezvoltarea aparatului de procesare mentală, socială,
cu interpretarea pe alte logici a datelor neluate în seamă prin indicatori existenți anterior. Deci procesarea mentală socială, subconștientul colectiv, care îmi permite modificarea drumurilor decizionale către alte direcții cu trigere date de decizii de variabilizare secundare a problemelor ce devin principale prin descifrarea înțelegerilor. Deci înțelegem noi cum a apărut modul de comunicare. Asta îmi permite evoluția mutagenă a direcțiilor de evaluare și de răspunsuri necesare realizării pozițiilor în optimizarea interfeței cu mediul natural. Deci noi la început puteam vorbi cu toate speciile. Ceea ce conduce la regulile impuse de procese în direcția adaptării la situațiile eficienței adaptării și întreținerii evoluției. Deci este o societate de specii. Care conduce la dezvoltarea algoritmilor bazați pe logicile experimentate, ce permit aplicarea patentelor naturii în reglarea pozițiilor și evoluția adaptativă, care se face prin dezvoltarea de programe și proiecte concrete de interfațare dintre realitățile evolutive curente și nevoiște strategii decizionale și de rezolvare condițională. Gândirea cantitativă nu vă ajută. Aici este gândire calitativă și corelativă, care pornește de la logica trivalentă, tetravalentă, pentavalentă, hexavalentă, septavalentă. Acum am luat pașii. Supravegherea funcționalității proceselor optimizate prin evaluări comportamentale și proceduri experimentale se face prin etapizarea proceselor cu diferențierea etapelor privite din perspectiva sistemică de autoreglare selectivă. Aceasta conduce la dezvoltarea aparatului de procesare mentală socială cu interpretare pe alte logici a datelor neluate în seamă prin indicatori existenți anterior, care permite regândirea mecanismelor, luarea în considerație a reglării deciziilor către patentele naturii și producerea dezintegrării mecanismelor vechi pentru reglarea mecanismelor interne și metamorfozarea sistemelor. Asta mă conduce la rafinarea granulației analizelor și a logicilor fenomenologice, ce permite standardizarea tipurilor de logici și dezvoltarea strategiilor evolutive către dezvoltarea sistemică foarte complex. Dar sunt pașii necesari. Pentru că ultimul pas spune limitele gândirii prin logica reciclării, eliminarea redundanțelor, selectarea și eliminarea informațiilor nocive, evaluarea și învățarea prin experiment, ci conduc la dezvoltarea sustenabilă, sincronizarea proceselor, analiza de comportament, recuperarea echilibrului și comportamente reflexe în eficiența adaptării. Cu alte cuvinte, acest al treilea pătrat pe care îl vedem se ocupă de sustenabilitatea generală. Al doilea era pe societăți, primul era ecosistemul, era pe biologicul direct. Da. Și ajungem din nou la altă bucate. Tot la fel de extraordinară, pe care îl descifrăm acum. Pattern adițional. Realizarea componentelor analitice necesare optimizării soluțiilor prin comunicarea și colaborarea componentelor, care se face prin dezvoltarea strategiilor și portofoliilor de tipuri de acțiune reflexe
la schimbarea condițiilor de mediu informațional, care permite dezvoltarea hărții informaționale corelată cu harta sensibilității față de tipurile de informație accesată și de dimensiunea acestora de structurare, ceea ce conduce la procesul de creștere și dezvoltare controlat de softuri informaționale predefinite anterior și dezvoltate ulterior de procesul de adaptare evolutivă, care conduc la dezvoltarea sistemelor de referință a informațiilor pe harta mentală, informațiilor generate de diverse dimensiuni de informații, ale informațiilor în funcție de complexitatea acestora, care conduce la reglarea fluxurilor prin mecanismele specializate în utilizarea componentelor informaționale necesare și orientarea informației rămase în alte zone unde va fi necesară. Asta seamănă foarte mult cu metabolismul celular. Cu metabolismul celular, unde și organic, unde informațiile celulare și organice ajung să lucreze împreună. Dar cum o fac? Avem o strategie? Păi se pare că da, avem și strategie. O să o vedem imediat. Strategia. Realizarea componentelor analitice necesare optimizării soluțiilor prin comunicarea și colaborarea componentelor, care se face prin dezvoltarea reflexelor comportamentale specializate ce asigură echilibrarea și sustenabilitatea în timp real. Vă dați seama, toate celulele care lucrează împreună pentru binele comun. Ceea ce permite determinarea automată a grafului de acțiuni informaționale specifice și a influenței factorului extern sau intern în alegerea soluției optime. Da? Se face prin optimizarea relațiilor, prin experimente informaționale succesive și analiza logicilor rezultate obținute. Aceasta permite structurarea automată a sistemelor complexe în funcție de necesități, acolo unde există portofoliu de soluții ce nu sunt contradictorii între ele. Vedeți? Am pași până la structura automată a sistemelor complexe. Dacă ne uităm cum e făcut un creier, nivelul de structurare colosal pe care îl are, începem să înțelegem și punctul ăsta de vedere. Despre ce vorbim aici? Despre mecanismele de procesare automată pe care le au sistemele, microsistemele și macrosistemele de la celulă la creier. Trecem la următoarea. Următoarea. Iarăși am aceeași problemă. Am problema pattern-ul. Pattern. Și pattern adițional. Care mă duce la pattern? Pattern adițional. Pattern. Pattern adițional. Wow, ce inginerie ne-a dat Dumnezeu aici. Să vedem ce înseamnă. Prezentarea calităților adaptative evolutive pentru atragerea partenerilor necesar transferul informațional. A. Ne ducem la înmulțire. Se face prin prezentarea calităților evolutive. Da? Pentru atragerea partenerilor necesar transferului de informații. Ceea ce conduce la dezvoltarea de alianțe temporale între specii și exemplare în perioadele de pericol iminent sau de migrație și alte teritorii, care se face prin modificarea și adaptarea speciilor prin mutații controlate, care permite continuitatea funcționalităților sistemice, chiar dacă dispar unele specii și apar altele cu aceleași roluri. Colosal.
Aceasta permite dezvoltarea mecanismelor de dependență reciprocă necesare strategiilor evolutive generale, care se face prin transmiterea mesajelor de protecție a puiului și de sacrificarea exemplarelor slăbite pentru evitarea epidemiilor. Wow! Deci vorbim aici despre marile migrații ale speciilor, despre colaborarea în timpul migrațiilor. Cum se face lucrul ăsta? Păi ne uităm. Avem o strategie? Păi se pare că avem. Hai să o vedem. Pași concreți, bine definiți? Ce strategie avem? Prezentarea calităților evolutive adaptative pentru atragerea partenerilor necesari, informațiile de transfer, bine, care mă conduce la ierarhizarea funcțiilor membrilor în societățile viețuitoare, conducerea prin programe complexe ce se reflectă în operațiuni determinate pentru ceilalți membri. A, deci suntem tot ecosistemici. Dar de data aceasta, cu colaborarea între specii. Asta îmi permite cucerirea mediilor noi de către alianțele speciilor cu reglarea sistemelor din interior prin interacția speciilor cu mediul nou. Deci alianțele speciilor, care mă conduce la cucerirea de noi teritorii prin invazia unor specii noi în teritorii stabilizate ecosistemic, dezechilibrarea sau integrarea noilor specii în lupta pentru existență. Darwin, el vorbea despre asta. Ceea ce conduce la învățarea de la tehnologiile naturii sustenabile și aplicarea sustenabilității evolutive adaptative în contextul uman cu respectarea mediului natural. Context uman! Deci e vorba de oameni, că speciile se integrează, dar oamenii nu se integrează cu natura. Ceea ce permite colaborarea dintre tehnologiile mediului natural și tehnologiile IT evoluate ale oamenilor. Wow! Este de necrezut. Și toate astea apar din concatenarea pătrei butoane. Din alt mod de gândire. Mai avem încă bucăți rămase pe care vreau să le vedem, pentru că sunt la fel de fabuloase. Vedem că și aici am pattern și pattern adițional care sunt similare. Pattern, pattern adițional, pattern, pattern adițional, pattern, pattern adițional. Le vedem pe toate. Antrenarea abilităților cognitive necesare dezvoltării strategiilor sustenabile și durabile, care se face prin dezvoltarea calităților de lider capabil să organizeze și să antreneze echipe funcționale pentru sarcini complexe, ceea ce permite îndeplinirea exactă a sarcinilor asumate cu rezultate pozitive în gestionarea sistemului, care se face prin promovarea în ierarhie pe bază de rezultate, cunoștințe și sarcini îndeplinite, fără tulburarea echilibrilor existente. Aceasta mă duce la managementul situațiilor de risc, fără afectarea oamenilor, cu rezultate evaluabile pozitive, fără încărcarea mediului natural cu probleme, care se face prin dezvoltarea tipurilor de senzori sistemici și de raportare automate a situațiilor din punct de vedere complex și direcționat de probleme. E fenomenal, nu? Adică un plan atât de bine făcut, atât de extraordinar de bine gândit, pe care mintea umană evident nu poate atinge. Eu am reușit să-l descifrez, nu să-l creez.
și mi-a luat o viață. Și care ar fi strategia? Antrenarea abilităților cognitive necesare dezvoltării strategiilor sustenabile și durabile, care mă conduce la creșterea eficienței și eficacității soluțiilor prin antrenarea abilităților și a conștiinței asupra fenomenelor apărute, care mă duce mai departe la tratarea la suprafața problemelor de leadership. Deci ne vorbim de leadership aici, să fie clar. Fără aprofundarea problemelor și înțelegerea realităților, care mă duce la adaptarea rapidă la situații complexe de gestionare și formare de echipe eficiente și de politici sustenabile, care se face prin asigurarea funcționalității optime a proceselor vitale, asigurarea supraviețuirii fără pericole a proceselor secundare, până la depășirea momentelor dificile și refacerii sustenabilității, care se face prin educarea populației în efectuarea procedurilor necesare pentru rezolvarea problemelor curente prin munca în echipă bine organizată. Am terminat pentru că mai am ceva. Am pattern adițional, altă zonă, pattern adițional. Vedem la ce am ajuns. Depistarea factorilor de schimbare care au influențat istoria, în ce condiții, pe ce trasee, ce a ieșit la sfârșit. Istoria! Care se face prin determinarea fluctuațiilor decizionale vechi și compararea cu cele recente pentru evaluarea posibilor reacții pe viitor. Să învățăm din istoria asta. N-am reușit până în clipa de față. Repetăm aceleași greșeli. Care se face prin reluarea cu periodicitatea ciclurilor istorice sau economice cauzate de probleme nesoluționate anterioare și de menținerea aceleași mod de gândire care le-a provocat. Uluitor. Care trebuie făcută prin analize încrucișate simultane sau succesive asupra traseilor istorice ce se împletesc și se influențează reciproc. Asta se face prin negocierea schimbărilor cu factori activi evolutivi sau schimbarea bruscă prin revoluții în gândire și mod de acțiune. Deci, nu ne mai învârtim ca proști în aceleași greșeli. Învățăm din istorie și avem pași care pot fi făcuți, avem o strategie care ne permite să ajungem acolo. Care e asta? Depistarea factorilor de schimbare care au influențat istoria. Perfect! În faza următoare, îmbunătățirea ciclică a aptitudinilor și atitudinilor în urma experiențelor avute și adaptarea lentă la noi situații. Și noi nu învățăm nimic, folosim același sistem tâmpit democratic în care alegem niște proști să conducă alți proști. Sau niște hoți să conducă proști. Asta permite creșterea controlului proceselor naturale, umane și sociale cu reglarea sistemelor și reciclarea resurselor secundare și regenerabile. Ceea ce conduce la căutarea socială de alternative noi, dezvoltarea migrației pe alte, în alte teritorii, deschiderea spre inovare și inventică. Aici mi-aduce aminte de Horneț. Noi am ajuns pe zona de inventică. Ceea ce permite îmbunătățirea genetică a oamenilor care răspuns din partea mediului natural, ce va mai fi atacat și distrus sau dezechilibrat. Asta mi-aduce aminte de rețeaua de gifted education, care permite readaptarea la poziții diferite prin înfruntarea dificultăților și analiza situațiilor clasice sau inovative. Inovative. Da.
ne gândim la inventatorii noștri, care deseori n-au ce pune pe masă, pentru că muncesc continuu, zi și noapte, pentru o idee. Mergem mai departe. Am din nou pattern adițional. Pattern adițional. Pattern, dar vedeți cum e. Vă să zic că sunt capitole. Mecanisme de dezagregare a structurii informaționale și de corupere a funcționalităților prin introducerea cu exclusivitate a reperilor cantitative. Se fac prin evaluarea deciziilor greșite și a impactului negativ obținut asupra echilibrului și sustenabilității mediului natural. Evaluăm deciziile greșite. Asta mă conduce la disciplinarea comportamentelor umane în privința respectării regulilor, protejarea mediului natural și social și educarea modului de gândire către sustenabilitate și echilibrul sistemic, care se face prin dezvoltarea bazelor de date inteligente în care se poate structura datele pe dimensiuni, ponderi, direcții de acțiune și cicluri de utilizare. Baze de date. Asta îmi permite reanalizarea cauzelor comportamentelor reflexe și îmbunătățirea alternativelor de echilibrare și sincronizare cu mediul natural. Din nou aceeași grijă față de mediul natural. Fără el nu existăm. Aceasta se face prin lărgirea perspectivelor, testarea soluțiilor alternative, deschidere evolutive cu schimbarea paradigmelor. Avem și aici strategie? Cum să nu? Avem, evident, strategie. Unde nu avem strategie? Avem peste tot strategie. Evaluarea deciziilor greșite și a impactului negativ. Opțiunea asupra echilibrului și sustenabilității mediului natural mă conduce la evaluarea la nivel macro a normalității și continuității existențiale, fără pătrunderea la nivele mai rafinate a reevaluării, ceea ce permite corelarea datelor diverse venite din mediu pe evaluarea indicatorilor proveniți din logici diferite pentru aproximarea soluțiilor. Iar asta mă duce la construirea drumului logic adaptat la schimbările de granulație și de direcție a datelor din problemă. Ceea ce îmi permite dezvoltarea prin antrenament a simțurilor interne și externe și autocunoașterii intuitive, confirmate de experiențele directe. Atenție! Nu tot ce ala din carte. Folosirea abilităților naturale, emisferei drepte. Ceea ce îmi permite dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă a trăirilor și informațiilor complexe, și de descifrarea acestora până la nivel de axiome. Wow! Wow! Seamănă foarte mult cu stilul Shichida. Makoto Shichida n-a apucat să-și ducă la capăt sistemul, pentru că a murit între timp. Dar funcționează bine la copiii mici. E fantastic! Hai să vedem mai departe. Și aici astea sunt identice. Pattern adițional. Pattern adițional. Pattern adițional. Mergem pe nedefinit, undefined. De unde ne putem noi inspira? De la unele care sunt definite și au aceeași formă? Sincronizarea mecanismelor interne cu adaptare evolutivă la noi condiții de existență
care se face prin armonizarea funcționalităților necesare adaptării evolutive la nivel sistemic. Permite adaptarea programelor interne la condițiile externe de existență, care se face prin strategie evolutivă, prin asigurarea sincronizărilor sau desincronizărilor complementare, calitative și sistemice. Aceasta mă duce la dezvoltarea reflexelor comportamentale alternative la situații diferite sincronizate prin mutații, care permite modificarea aspectului și funcționalităților în procesul adaptativ evolutiv prin factori mutageni. Uluitor! Deci, factorii mutageni îmi permit să mă adaptez la condițiile noi, nedefinite în final. Și am și aici o strategie. Adică, este examenul pe care trebuie să-l dea umanitatea în fața lui Dumnezeu. Ca să știe dacă, într-adevăr, merită investiția făcută de Dumnezeu în om. Bineînțeles că și aici vom avea o strategie. Sincronizarea mecanismelor interne, care e nedefinită, mă conduce la cucerirea de noi teritorii în ecosistem și transformarea acestora în teritorii comunitare izolate de factorii globali. În pasul următor, adaptarea completă la pozițiile ocupate, ce devine a doua natură pentru ocupant, înțepenirea sistemului și creșterea tensiunilor și crizelor periodice. Aha! Deci, de ce se face asta? Pentru selecție. Care se face cum? Asigurarea sistemului de pompe informaționale bazate pe presiune ce permite difuzarea informațiilor specializate către utilizatorii calificați. Selecția celor mai buni, celor mai capabili, selecția genetică, care mă duce la corectarea permanentă a funcționării sistemului pentru obținerea, optimizarea proceselor și anularea amprentei ecologice. E, bineînțeles, acolo selecția e dură. Ceea ce merge până la mergerea la rădăcina problemelor și rezolvarea cauzelor inițiale, apoi corectarea efectelor și reorientarea către protejarea echilibrelor. Bun. Am văzut că avem strategii și deocamdată fiți atenți că n-am reușit să facem decât un pic. Dar nu am terminat. Pentru că de aici mai avem un pătrat care este pe genom. Pe genom? Da, pe genom. Să vedem cum arată cu genom. Păi am, de exemplu, pattern adițional și încă o dată pattern și pattern adițional. Doamne, este colosal. Să vedem ce e în genomul nostru. Organizarea specializată a proceselor cu toate nivelele de complexitate, apariția vieții complexe pe suport material și informațional, care se face prin dezvoltarea competitivității și îmbunătățirea materialului genetic, care permite dezvoltarea integrativă și adaptarea evolutivă.
Iar aceasta se face prin integrarea evoluției natură, dezvoltarea depozitelor de substanțe și depune, reglarea atmosferei și a sărurilor din ape. Colosal! E la nivel sistemic. Ceea ce permite dezvoltarea nișurilor ecosistemice, a lanțurilor trofice, ce permit selecția genelor, îmbunătățire și reciclarea substanțelor active necesare vieții. Deci aici discutăm despre ecosistem. Asta mă duce la mărirea accelerată a numărului de nișe și de specii asociate funcționalităților necesare integrării nișelor în sistem funcțional. Ceea ce permite evoluția rapidă în puține generații a speciilor apărute pe nevoile integrării în sistemul speciilor ce contribuie la anularea amprentei ecologice. Uluitor. Aceasta conduce la dezvoltarea ritualurilor de comunicare și întrecerea genelor evolutive sau adaptative în cadrul competițiilor interioare speciei sau între specii. Ceea ce permite dezvoltarea comunicării prin aspect, comportament și senzori specializați între indivizi din aceeași specie sau din specii diferite pe benzi de frecvențe speciale. Benzi de frecvență. Aceasta mă conduce la supravegherea evoluției și controlului ei, controlul ei prin mutații genetice mici și continui, proiectarea de variante noi de evoluție, care se face prin reglarea sistemului de informații fizice sau evolutive, concentrate în structuri minerale și în structuri colaborative de mediu ce conservă relațiile cooperare și dependență reciprocă. Nu există manual de ecologie mai clar. Ceea ce conduce la dezvoltarea relațiilor pe verticală între regnuri diferite, prin care acestea se condiționează reciproc, comportamental și ca supraviețuire, prin dezvoltarea serviciilor reciproce dintre speciile vegetale sau animale pentru înmulțire și transportarea semințelor în locuri noi. Există o inteligență, o suprainteligență mult supraumană care a planificat toate acestea, un scop. Hai, acum să încercăm să vedem și strategia pe pași, pentru că este colosal. Corp, minte, suflet, natură, societate, univers, multivers, conexiuni și interrelații reciproce. Mă duc la dezvoltarea competitivității, îmbunătățirea materialului genetic ce permite dezvoltarea integrativă și adaptarea evolutivă, ceea ce permite dezvoltarea rezistenței reflexe la pericole, dezvoltarea capacității de optimizare a deciziilor comportamentale și adaptării la stres, care conduce la specializarea indivizilor într-o comunitate în desfășurarea activități specifice necesare traiului în comunitate cu structuri ierarhice moștenite. Prin dezvoltarea formelor de leadership de grup, prin prezentarea performanțelor, recunoașterea calităților și evaluarea experiențelor. Fabulos! Aceasta se face prin educarea comportamentului, prin memorarea regulilor impuse, verificarea aplicării rețetelor comportamentale de către comunitate. Ce permite dezvoltarea arilor de încredere culturală, prin optimizarea funcționalităților, prin crearea alianțelor ecosistemice. Prin studierea cu ajutorul senzorilor și a inteligențelor artificiale a informațiilor din mediu, pe direcții și granulații de manifestare. Deci Dumnezeu spune că e nevoie de inteligență artificială. Ceea ce conduce la dezvoltarea rețelelor de profesioniști în toate direcțiile corelate prin comunicarea și structurarea bazelor de date partajate,
ceea ce permite dezvoltarea sistemelor de analizare comparată pe mai multe nivele și de structurarea informațiilor pentru găsirea soluțiilor optime de recuperare a funcționalităților. Aceasta conduce la studierea aprofundată a mecanismelor fine cu tehnici de cercetare bazate pe logicile fenomenului pentru determinarea factorilor cauzali care influențează adaptarea evolutivă la condiții noi. Ceea ce conduce la minimizarea și anularea acțiunilor invazive asupra mediului ce poate fi produse de interacțiunile inteligenței artificiale cu speciile ecosistemice. E extraordinar. Deci, inteligențele artificiale interacționează cu speciile ecosistemice. Da. Și totuși, omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar a uitat acest lucru. Din cauza asta se poartă cum se poartă. Dar, mă rog, există o speranță. Se vede mai departe. Aici nu mai am pattern și pattern adițional. Le-am la grămadă. Dar putem vedea semnificația. Deci aici totul era pe ecosistem. Pe ce o fi aici? Metabolizarea informațiilor în sisteme complexe pe baza unei grile finite de posibilități și unui dicționar de termeni, care mă conduce la selectarea hranei informaționale în funcție de nevoile evaluate încrucișate ale sistemului, în funcție de cantitatea și calitatea hranei informaționale. Aceasta mă conduce la diversificarea hranei informaționale, astfel încât să aducă componentele necesare funcționării corecte a metabolismului general și specific. Și în continuare, la dezvoltarea bibliotecilor de date corelative ce asociază parametric hranei informaționale la nevoile sistemului general. Deci discutăm de informații. Bazele date, descoperirea rețelelor optimizate de hrănire informațională în funcție de nevoile sistemului general. Deci, noi când mâncăm un măr, de fapt, mâncăm atomii din măr, aia îi eliminăm, luăm informația. Procesarea hranei informaționale și acumularea produselor în bufere ce vor fi utilizate în caz de necesitate. Care e strategia? Metabolizarea informațiilor în sistemele complexe pe baza unei grile finite de posibilități mă conduce la optimizarea procedurilor de lucru cu minimizarea eforturilor informaționale și maximizarea efectelor de poziționare în sistem, care permite proiectarea grafului arbore de strategii de plasare în sistem cu funcții de capacități, în funcție de capacitățile de acțiune și de structurarea problemelor digerate și rezolvate. Ceea ce mă conduce la dezvoltarea portofoliului de soluții automate declanșate în digestie informației prin generarea de enzime informaționale capabile să descompună informația în părți digerabile de către sistem. Wow! Pasul următor a ajuns la dezvoltarea liniilor de eliminare a informațiilor redundante, toxice sau nefolosibile pe termen scurt, care nu merită acumulate, ci pot fi refăcute la nevoie. Incredibil. Pentru atingerea limitelor dezvoltării pe evaluarea resurselor existente, a procedurilor de procesare curente, a reciclării informațiilor reziduale în sistemul general și a recuperarea echilibrilor în eliminarea informațiilor toxice. Asta mă duce la învățarea de la natură despre cum trebuie primite, simțite, procesate și folosite informațiile complexe, astfel încât să redea echilibru și sustenabilitatea. Învățăm de la natură.
ceea ce permite refacerea competițiilor între soluții paralele ce conduc la rezolvarea situațiilor particulare și la eliminarea blocajelor toxice din sistem. În final, ajung la rafinarea strategiilor la diverse niveluri de granulație și pe logica specifică fenomenului pentru luarea de decizii durabile și sustenabile. Uluitor! Uluitor! Pattern adițional și ultimul e pattern adițional. Antrenarea abilităților cognitive, spirituale, integrative, ce va permite evoluția personalității, vorbim de personalitate, în relație cu mediul natural, mă conduce prin, se face prin, coordonarea prin inteligența artificială în paralel cu inteligența umană, a proceselor de reglare fină care permit vindecarea traumelor din trecut și repornirea echilibrilor sistemice și durabilitatea generală. Fenomenal. Asta se face prin învățarea de la natură, prin traducerea semnelor exprimate și prin înțelegerea mecanismelor de acțiune, cu ajutorul dezvoltării sensibilității observațiilor multisenzoriale, intuirea direcției acestora și descoperirea semnificațiilor. Care mă conduce la redimensionarea analizei de date prin trecerea la o granulație mai fină a înțelegerii și mecanismelor din spatele fenomenului. Care se face prin studierea posibilităților de alegere adaptativă, prin corelarea butoanelor de concatenare dintre posibilitățile organismului și presiunea informațională a mediului. Acesta permite trecerea automată la alt nivel de analiză a informațiilor, folosind logicile dezvoltate de analiza fenomenelor. Prin redimensionarea analitică intuitivă a informațiilor, prin rafinarea nivelurilor de granulație și înțelegerea deciziilor adaptative evolutive. Asta permite structurarea multidimensională pe nivele de granulație a logicilor adaptative, anumitor concepte și operații asociate cu anumite pattern-uri informaționale și cu comportamentele derivate. Ceea ce permite corelarea datelor calitative, se face prin corelarea datelor calitative cu procesele informaționale ce au nevoie de anumite substanțe sau pattern-uri informaționale pe care le au din rezerve, creând dezechilibre cantitative. Asta permite tentative de redresare a echilibrelor prin cunoașterea analitică și știință evaluabilă cu date verificate sau inefabile. Care se face prin dezintegrarea personalității cu alegerea sensului către emancipare pozitive, către spiritualitate sau către emancipare de putere și avere. Poftim! Este fabulos! Absolut fabulos! Dezintegrarea pozitivă a personalității de care discuta Kazimir Dabrowski. În planul Dumnezeu. Deci ți se dă o șansă. Trebuie să o folosești. Aici avem strategia. Antrenarea abilităților cognitive, spirituale, integrative, ce va permite evoluția personalităților oamenilor în relație cu mediul natural, care conduce la învățarea prin experimentare directă și atragerea concluziilor prin analiza consecințelor, iar în pasul următor permite dezvoltarea ritmurilor și frecvențelor acțiunilor ce se sincronizează pe diverse dimensiuni, direcții și granulații de observație a fenomenelor analizate pentru structurarea datelor în concepte și filozofii de acțiune coerente cu scopul dezvoltării sustenabilității și echilibrării sistemelor, crearea de rezerve alternative de persoane pregătite
pentru diverse situații posibile care vor fi folosite pentru modificarea situațiilor acordate. Ceea ce permite dezvoltarea abilităților înalte specializate pe găsirea rolului, rostului, drumului și principiilor ce generează echilibru și stabilitate. Pentru cei cu caracteristici născute sau dobândite pe parcurs. Aceasta va duce la evaluarea vechilor reglemente pe toate direcțiile și evoluția adaptativă și selectivă pe direcțiile întreținerii evoluției cu reglarea pozițiilor necesare în schimbarea către emanciparea societății. Wow! Incredibil! E absolut incredibil. Vedeți, are planuri bune Dumnezeu cu noi. Foarte bune. Ultima bucățică. Și atenție, ele sunt în genomul nostru. Sunt în parte executivă. Le avem în noi. Intrăm aici. Dezvoltarea aparatului de procesare specifică fenomenelor apărute prin descoperirea structurilor logicii fenomenelor studiate, care mă conduce la simularea fenomenelor și cooperarea rezultatelor cu alte simulări făcute pe altă logică prin descoperirea structurii fenomenului fără date percepute inițial. Iar în pasul 2 îmi permite construirea sistemelor logice cu variante posibile pentru cercetare, validare, simulare confirmate. Ceea ce va conduce, atenție, suntem tot pe nedefinit, la rearanjarea datelor obținute în alte tipuri structurale până la obținerea direcțiilor de coerență și mecanismelor funcționale. Dar a căpătat experiența. Aceasta conduce la schimbările undulare pe traseele evolutive în urma mutațiilor în sistemul informațional produse prin deschiderea orizontului de percepție și procesare complexă. Care se face prin structurarea informațiilor vechi în memorie evolutive organice ce permit accesarea acestor atunci când este necesar. Fenomenal! Eu, sincer, sunt profund emoționat. Pentru că nivelul ăsta de coerență îl găsim doar în natură. Nu în acțiunile umane care sunt haotice și prostești. Criminale sau autodistructive. Și care e strategia? Dezvoltarea aparatului de procesare. În pasul 2, restartarea procesului prin trecerea la limitele existenței și eliminarea redundanțelor și bucurilor informaționale de risc. Că suntem pe nedefinit. Ceea ce îmi permite calibrarea și recalibrarea componentelor pentru perfecționarea mecanismelor interne, fără interacțiune cu mediul exterior informațional. Ceea ce mă conduce la îmbătrânirea sistemelor cu simplificarea circuitelor adaptative și redimensionarea circuitelor evolutive. Ceea ce mă conduce la transformarea profundă a sistemelor cu adaptare evolutivă pentru altă stare și formulă de existență. Și la trecerea în puține generații la formule existențiale noi cu abilități evolutiv-adaptative, ce va permite evitarea catastrofei finale ecologice, dar va permite evoluția adaptativă cu micșorarea și diversificarea speciilor existente anterior. Știți că noi suntem acum într-o catastrofă ecologică, este a șasea extinție în masă a speciilor din istoria planetei. Nu am terminat. Nu am terminat. Toate aceste pattern-uri le-am folosit în altă parte. Revin. În
Vedeți? Aici nu am mai avut pattern-uri. Este cu totul alt soft. Este o zonă fără pattern-uri. Dar avem căi. Deci, ne-au rămas niște puncte negre care au informații. Foarte interesant să vedem cum arată informațiile. Da? Pornim de aici. Refacerea condițiilor de supraviețuire în condiții dificile. Pasul următor vom avea proiectarea de experimente paralele unde variază parametrii de funcționare pentru înțelegerea proceselor și limitelor de activare sau dezactivare. Vedeți că pașii sunt perfect logici. Mă duce la pregătirea mentală cu orientarea către viitor prin gestionarea prezentului cu ajutorul experiențelor trecutului, care mă conduce la descoperirea direcției, rolului, rostului fiecarei persoane, prin compararea cu cele similare ale speciilor, dezvoltarea traseelor inițiatice, ce vor permite dezgroparea potențialelor neutilizate și orientarea către motivare spre rezolvarea anumitor probleme. Aceasta îmi permite reglaje fine ale modului de gândire și ale comportamentului făcute prin sistemul de educație ce va furniza repere, va educa calitățile și va învăța să se protejeze valorile. Aceasta permite identificarea, se face prin identificarea instrumentelor de analiză rafinate ce pot ajuta la identificarea traseelor de criză și a căilor de rezolvare prin tehnici complexe și dinamice, care ne duc la mântuirea spiritului și ieșirea din perioada de dezintegrare a personalității, intrarea în perioada de grație și dezvoltare spirituală. Asta e planul lui Dumnezeu. Dar suntem în examen. Presupune examenul, separarea modului și benzilor de comunicare pentru fiecare specie în parte, dezvoltarea comunicării generale de alertă pe benzi de comunicare comune. Mai departe, coordonarea și acordarea frecvențelor de acțiune și comunicare astfel încât se realizeze coerentizarea permanentă a ansamblurilor structurale și finalul, retragerea noastră din natură, lăsăm natura să se refacă. Cum? Prin cultivarea hranei în medii artificiale, hidroponice, realizarea, nu ca asta de azi, realizarea de culturi de celule ce pot fi transformate în embrioni cu ajutorul softurilor imprimate în hologramele funcționale. E, aici avem un alt plan. Este planul generat prin arbore sefirotic. Arbore sefirotic este o teorie din Vechiul Testament. E foarte veche. Și bineînțeles că fiind atât de veche, are o valoare informațională colosală. Ce vedem? Refacerea condițiilor de supraviețuire în condiții dificile. Dincoace ce aveam. Cu aceiași termeni. Trebuie să știți că softul de aici n-a nimic de-a face cu softul de dincolo. Iar aici, cu ce finalizăm? Cultivarea hranei în medii artificiale, hidroponice, exact aceleași cuvinte, realizarea de culturi de celule ce pot fi transformate în embrioni cu ajutorul softului imprimat în hologramele funcționale.
bun. Iar aici aveam profilul lui Hristos. Dezvoltarea calităților de leadership istoric. Transmiterea comportamentelor evaluate nu doar la urmașii genetici, ci și în subconștientul colectiv. Dezvoltarea comportamentelor emancipate și a inteligențelor evoluate. Dezvoltarea capacităților analitice și integratoare și a inteligențelor fractale. Dezvoltarea atenției la detalii și a capacităților de gândire complexă și dinamică. Dezvoltarea capacităților de integrare pe toate nivelele de existență și de cunoaștere. Astea sunt exact profilul lui Hristos. Să vedem cum s-a făcut. Îmblânzirea naturii ce se opune exploatării cu ajutorul armoniilor generate prin holograme și frecvențe armonioase. Holograme? Cumva Hristos venea din viitor? Apariția și dezvoltarea comportamentului reflexe ce corespund pozițiilor sociale, ca să nu fie haos. Perfecționarea permanentă a speciilor hibride, necesară asigurării de facerea amprentei ecologice nule și a dezvoltării altor specii îmbunătățite din speciile existente. Extraordinar! Optimizarea raportului dintre energia de transport și procesare și complexitatea și nivelul de rafinare a granulației informațiilor cu ajutorul unor ansambluri specializate organice și tehnici hibride. Dezvoltarea sensibilității la problemele speciilor înconjurătoare și al modului de ajutor pentru rezolvarea acestora. Deci ne interesează să vindecăm speciile care acum sunt în prag de extinție. Proiectarea și dezvoltarea de tehnologii capabile să dezvolte autoreglajul ființelor hibride, astfel încât să poată primi informația și energia necesară prin lumină, cu consum minimizat de substanțe structurate. Accelerarea refacerii pattern-urilor structurale, urmată de revenirea și vindecarea țesuturilor și organelor afectate, inteligență de integrare și comparare. Bun. Deci, reparăm țesuturi și organe. Vindecăm. Vedeți de ce a reușit el să scoale și morții din morminte? Posibilitatea dezvoltării de hrană artificială produsă conform tehnologiilor biologice ale naturii. Păi de acum stăm altfel, înțelegem alte lucrurile. Deci Hristos a venit din viitor cu tehnologiile viitorului ca să salveze umanitatea. Era Fiul lui Dumnezeu. Era trimisul lui Dumnezeu pe pământ ca să aranjeze lucrurile. Concluzie clară. Mai mult decât clară. Este colosal.